Au dat buzna într-un magazin, au furat produse alimentare, au bătut vânzătoarea și au fugit. Este isprava doi chișinăuieni, ambii de 18 ani. Poliția a fost sesizată în data de 25 iulie de către angajata magazinului alimentar amplasat pe strada Miorița. Femeia de 66 de ani a comunicat că a venit la serviciu în jurul orei 4 dimineața pentru a aranja produsele pe rafturi. La un moment dat, aceasta și-a dat seama că cineva forțează ușa de la intrare. În clipe numărate în magazin au intrat doi indivizi. Suspecții în mod deschis au sustras produse alimentare în sumă de 1000 de lei, după care i-au aplicat câteva lovituri femeii și au fugit de la locul comiterii infracțiunii. După mai mult timp de căutări, ambii tineri au fost reținuți. La audiere, aceștia și-ar fi recunoscut vina. За что был задержан сотрудником полиции? За грабеж. Что именно вы... Грабили магазин. Про какой улице магазин? Мелица. Был один или с кем-то? С напарником. Ambii indivizi s-au dovedit a fi recidiviști, anterior judecați pentru infracțiuni similare. Unul dintre tineri a fost plasat în arest pentru 30 de zile, iar al doilea este cercetat în libertate. Pentru infracțiunea comisă, aceștia riscă până la 7 ani de pușcărie.